icoană a unui, cred, mod de a face această meserie, de a fi actor într-o perioadă grea în România. Cred că seriozitatea, în primul rând, a caracterizat-o de-a lungul întregii cariere artistice, o carieră excepțională. De aceea, în acest an la Sibiu, ne-am gândit că odată cu aniversarea unei cifre rotunde a festivalului, ar fi extraordinar să o invităm să fie aici alături de dumneavoastră. La cea de-a 10-a ediție a festivalului de la Sibiu, am pregătit un premiu de excelență pentru întreaga activitate artistică. Am trăit două vieți. A mea, care peste o lună face 87, și tot a mea, 64 de ani de teatru. Mă simt foarte tânără, bucuroasă, fericită, că văd atâta lume, înseamnă că nu m-a uitat nimeni. De mic copil m-am gândit, ce să mai fac dacă mă întreabă cineva? Am să iau de la capăt ceea ce am făcut. Și când nu veți mirosi flori de câmp pe scenă seara, poate vă veți întreba atunci, unde o fi plecat Tamara?